În vederea creșterii accesului pacienților la tratamente de ultimă generație a fost extinsă lista medicamentelor compensate și gratuite. Astfel, prin hotărâre aprobată de guvern în data de 23 aprilie 2024, au fost incluse în listă 28 de molecule inovative. Dintre acestea, 22 de molecule sunt noi și alte 6 molecule existente în listă au fost introduse și pentru alte indicații decât cele pentru care se puteau elibera. Medicamentele inovative sunt destinate pacienților cu afecțiuni de tipul hepatite cronice de etimologie virală B, C și D, ciroză hepatică, poliartrită reumatoidă, psoriazii cronic sever, boli endocrine și metabolice, boală cronică de rinichi, faza predializă, boli degenerative ale ochiului, boala cronică inflamatorie intestinală și sindrom de intestin scurt, boala Parkinson și alte afecțiuni neurologice. Pacienții vor avea acces la aceste medicamente începând cu data de 1 mai 2024.